Eu cred foarte mult în capacitatea românilor de a crește, mă rog, nu numai carne de vită, dar în toate punctele de vedere, lucruri de calitate. Sel Grosu, pe lângă bridurile faimoase de Limuzin și Charles Leroy, care ei le vând oricum maturate de ei, au început să vândă și această gamă de carne de vită românească, o vită pe care ei o au din jurul Sibiului, undeva crescut acolo. Este vorba de Black Angus, crescut în jurul Sibiului. Eu am adus astăzi două caturi făcute de carmangeria Sel Gros. Bine, le-am rupt în mașină, dar vorbim de două caturi foarte faimoase. Este maturată 21 de zile, este maturată în piesă întreagă. La carmangerie, la Sel Gros, se poate felia, vi le feliază la grosimea pe care vă doriți, la mărimea pe care vă doriți. Eu am ales două caturi cele mai cunoscute, printre cele mai cunoscute, un T-bone, da, și un antricot pe os, care arată superb. Cam asta e mărimea pe care eu mi-aș dori să o văd într-o farfurie, o grosime destul de mare. Bucata asta are undeva la 900 un kilogram și acest T-bone are undeva la 600 de grame. Acum, eu nu vă recomand că și nu am spus, da, am înghițit în sec. Și nu o să spun niciodată că asta e porția, asta ideală. E o porție, da? Ideală, corect. Nu. Noi o să ne jucăm un pic cu ele. Eu am mai avut două piese identice pe care le-am gătit ieri la sous vide. Am zis că să nu vă țin astăzi toată ziua aici cu sous vide-ul. Gătite la temperatură joasă, le dăm față și o să încercăm să facem două, trei feluri de plating-uri cu această carne superbă, care o să vă invit să le și degustați. Eu o să fac un plating, dar restul de carne și ingrediente o să le avem în jurul nostru aici, o să vă invit. Și da, de ce nu să nu vorbim despre bucătărie românească? Pentru că eu cred că avem nevoie să vorbim despre bucătărie românească. Și dacă se poate face fine dining cu bucătărie românească, da, se poate face fine dining cu bucătărie românească, avem nevoie doar să ne concentrăm pe tot ce înseamnă bucătărie românească. Și pe lângă faptul că avem ingrediente românești, zic eu, va trebui să ne conectăm și la tradiții și la lucrurile pe care le recunoaștem din copilărie. Eu am zis că să aduc elemente care se potrivesc cu bucătăria românească. Am zis de ce nu elemente noi, dar în același timp și elemente pe care le știm. Și am zis așa, să facem un starter, un amuse-bouche și două feluri principale cu aceeași vită. Și am zis așa, am trei tipuri de humusuri pe care am reinterpretat în ghilimele fasolea românească. Eu cred că humusul vine și ia fața fasolei românești. Da? E mult mai versatil, se pare că a prins foarte bine la români. Și am zis de ce nu trei feluri de humusuri. În prima fază o să dau drumul la carne ca să înceapă să se gătească. Adică doar să o încălzim, că e de gătit, e gătită. Am trei tipuri de humusuri. Am humus cu trufe, am humus cu leuștean, am adus element românesc în toată combinația asta, și humus cu roșii, cu roșii uscate românești. Sunt trei elemente românești, trei tipuri de humusuri. De obicei, farfuria asta eu o servesc cu un muștar făcut în casă, cu hrean, dar nu l-am avut astăzi la îndemână, așa că am ales altceva. Am gătit o... să vă arăt acum... Am gătit varză, o varză călită, întreagă, care am gătit-o 8 ore la cuptor, acoperită în sare, după care am tăiat-o și am lăsat-o cu unt să frăgezească în interior. O vom servi cu varză, cu trei tipuri de humus și am făcut o glazură. O să vă arăt. Aici avem un demiglas de mușețel, un demiglas de mușețel și rodie. Mi se pare, pentru mine, combinația asta de mușețel dă o aromă în plus unui demiglas clasic simplu și am adus un pic, am vrut puțin acreală și n-am vrut să folosesc neapărat un vin roșu și am zis de ce nu o rodie, pentru că e mai fructat, e mai robust, adică dă acel kick unui sos în care vrei să pui foarte puțin. Să știți că am făcut un piure de fasole roșie, tot cu
găsit la Servos, din brandul propriu de la Servos. Ceapă călită, fasole, condiment, un pic de usturoi, nimic altceva, blendat într-un blender de putere foarte mare, ca să iese foarte, foarte fin. Se păstrează de obicei într-o baie marină, la cald, se poate păstra câteva ore întregi și cam asta e combinația noastră. O să scot bucata noastră de carne de aici, prima dată, așa, foarte important, orice bucată de carne, când iasă din cuptor sau când o luați de pe grill sau nu contează de unde o luați, rămâne la odihnit. Foarte, foarte important. Ce se întâmplă? Să știți că condimentarea unei bucăți de carne pe care o gătiți într-un sos la cuptor se face exact prin acest procedeu. Noi avem o vorbă și spunem la școală, ce-i gătit în sos, rămâne în sos. Nu există varianta în care scoatem... Dacă mergeți vreodată într-un restaurant și dați de o bucată de carne uscată sau mâncați o friptură și uscată, motivul este că bucata de carne a fost scoasă din tigaie când s-a scos sau din tavă când a fost scoasă de la cuptor. Ce se întâmplă? În momentul în care carnea e la cuptor, ea e strânsă, e încordată, pentru că din cauza șocului termic care există în cuptor. În momentul în care se scoate din cuptor și carnea începe să se relaxeze, să se relaxeze mușchiul, ea începe și absoarbe. În momentul ăla când absoarbe din tigaie, nu știu dacă ați văzut vreodată, când scoateți tava din cuptor, aveți 2 cm de zeam în tavă. Și după o oră, după ce ați lăsat la odihnit, rămâne foarte puțină zeamă. Zeama aia este în carne. Așa rămâne carnea suculentă. Așa se condimentează carnea în interior. Da? Dar avem nevoie de lucrul ăsta. Exact și cu carnea noastră de pe grătar sau de unde o scoatem, la fel, avem nevoie să o lăsăm ca ea să se relaxeze. În momentul în care se relaxează, toate sucurile din interior se desfac în toată bucata de carne și nu stau concentrate în mijloc și în momentul în care tai, nu-ți mai curge toată zeama afară. Da? Ok. O să scot și bucata asta de carne. Lăsăm un pic. O să începem cu garniturile. Și am zis, hai să vă fac un amuz-bouche prima dată și am zis, de ce nu, un chips făcut din făină de năut. E un chips foarte simplu, se găsește, sub formă este o pâine indiană, se numește Papadams, se poate găsi în magazine de specialitate, nu-i făcută de mine, e foarte simplă, se gătește la cuptor, el devine crocant, se poate rupe, el are o formă mare, așa că de 25 de cm diametru, se rupe, se poate folosi, mie mi se pare că e o variantă excelentă pentru un snack, pentru un amuse-bouche, se poate servi foarte ușor. Eu am ales o prezentare mai altfel, am zis, pentru că acum există un trend de a folosi elemente din natură pe farfurie, o să vedeți tot mai mult bucătari care folosesc crenguțe de brad, flori, fân, elemente care se conectează într-un fel sau altul cu elementele pe care le pun pe farfurie, da? Adică, dacă tot folosim carne de vită, eu cred că fânul se potrivește destul de bine, se conectează într-un fel sau altul. Carnea gătită la sous vide este uniform gătită, da? Deci nu-i gătită bine făcut sus și mai puțin în interior. O să tai câteva feluțe subțiri pentru primul nostru fel de mâncare. Puteți conecta orice gust, orice aromă, puteți din gustul românești, dacă vreți hrean, dacă vreți muștar, dacă vreți o grămadă de lucruri care se pot pune. Și am ales, de ce nu, un pesto făcut din roșii românești. E un pesto făcut din roșii inimă de bou. Și asta e o chestie care mi-aș dori să se vorbească în bucătăria românească tot mai mult, să recunoaștem ingredientele cu care lucrăm, să vorbim despre lucrurile și să recunoaștem soiurile românești. Am marinat niște sfeclă, niște carpaccio de sfeclă, pe care l-am făcut ieri, l-am marinat rapid la mașina de vid. Știți că marinatul, muratul, fermentatul, chestii de genul ăsta, se poate lucra cu el foarte rapid la mașina de vid. Mașina de vid ce face? Mașina de vid scoate aerul din produs, după care, în momentul în care videază, absoarbe tot ce are în jur. Eu ce am făcut? Am făcut un mix de oțet cu miere, o proporție de 50-1, adică jumătate miere cu oțet, pe care am marinat-o. Am marinat
carpaciul nostru de sfeclă și l-am băgat la mașina de vid. E ca și cum, vă spun ce mai fac. De exemplu, vreau să fac căpșun cu gust de banane. Căpșun cu gust de banane se face în felul următor. Iei o căpșună, iei niște lichior de banane, pui peste căpșună, bagi la mașina de vid. Mașina de vid ce face? Scoate aerul din căpșună și absorbe lichiorul. Da? Căpșuna arată exact la fel ca și cum ați luat-o din magazin sau de la piață și când guși din ea, are gust de lichior de banane. Așa se face și gin tonic, castravete gin tonic. Se ia un baton de castravete, se bagă la mașina de vid cu gin și apă tonică, absorbe în momentul în care mănânci castravetele, e plin de gin tonic. Ăsta ar fi un amuz buș din partea mea cu carne de vită de la Selgros pentru voi. Vedeți? În momentul în care carnea se relaxează, se vede foarte frumos roșie în interior, este foarte, foarte fragedă. O să mă folosesc de chestia asta și o să fac acum rapid încă o farfurie. Asta e o coajă de tacos făcută de mine ieri, care conține două lucruri. Mălai, este făcut din făină de mălai și din BNX. BNX este un zahăr modificat pentru a nu fi nevoit să se caramelizeze, el se întărește imediat cum se topește. 3, 4, why not? Salată de varză, salată de varză, sare. Avem aici puțină trufă, de ce nu? Luată tot de la Selgros, Selgros vinde niște trufe la marinat, într-adevăr. Feliate la borcanele, vă puteți folosi și de uleiul din borcan, vă puteți folosi și de trufă. Eu am zis de ce nu să înnobilez un pic acest preparat și am zis de ce nu un pic de ulei de trufă și 2-3 felii de trufă care o să le zdrobesc acolo. Așa. Am zis de ce nu puțin ulei. Sare de mare. Și am zis, de ce nu o brânză românească rasă în fulgi. Voilà. Dacă nici ăsta nu e un preparat românesc, vită cu salată de varză și cu brânză de orez. În orice restaurant de ce nivel vreți voi, se poate servi așa ceva, vă garantez că este demențial. Singurul lucru mai trebuie la acest preparat, un șervețel umed să ne ștergem pe mâini după ce se mănâncă. Și am zis trei tipuri de humus. Și o să încep cu humusul cu trufe. Humus cu leuștean. Din nou gustul românești. Sare de mare. Piure de fasole roșie. O să pun și demiglasul nostru de mușețel cu rodie. Bine. O să pun doar pe carne. O să vă las să și gustați. Am niște ceapă crocantă pe care o găsiți la fel la Selgros. Am niște chipsuri de cale făcute doar prăjite, pur și simplu, se pot deshidrata, se pot prăji cu ce aveți la îndemână, da? Pentru ce folosim?
folosim când avem nevoie să ne înălțăm farfuria, când ai nevoie de volum, da? Imaginează că întotdeauna când faci plating, platingul nu se face din poziția de bucătar. Bucătarul tot timpul se uită la farfurie de sus în jos. E greșit. Platingul se face la poziția clientului. Eu trebuie să stai jos la masă, să te uiți cum se uită clientul, că tu nu faci farfuria pentru tine, faci pentru client. Iar clientul o vede de la o anumită înălțime, adică e un unghi de 45 de grade, te uiți într-o cu totul, o să vezi că ai altă perspectivă, altă direcție, da? Așa. Am și niște pudră de spanac. Și voilà. Trei tipuri de humusuri, un piure, două texturi crocante și un demi-glas din mușețel și rodie. Eu zic că e un preparat care merge la fel într-un restaurant de fine dining, se poate potrivi. Acum, voi nu trebuie să luați de la mine că doar așa se poate. Niciodată nu o să spun că doar așa se face sau doar așa. Astea sunt doar câteva idei pe care voi, la rândul vostru, vi le puteți adapta și la condițiile pe care le aveți acasă și la ingredientele pe care le aveți în restaurante și puteți dezvolta. Mai putem pune niște microplante pentru dacă vreți să dezvoltăm un pic mai mult. Da. Vedeți, inclusiv microplantele, le pun în așa fel încât să-mi dea mie un pic de volum. N-am mai folosit varza, pentru că văd că mi s-a tortit un pic. Puteam folosi și bucata de varză lângă, ca să am o varză, uite, un alt fel de varză călită. Asta poate fi o bucată de varză tăiată în patru, un sfert de varză gătită 8 ore la temperatură joasă, poate fi oricând transferată într-o piesă de varză călită, unde lăsați clientul să-și taie bucata și înțelege altfel cum se vede. Bucata asta de varză se poate da cu torța, dacă vreți să dați, să o caramelizați pe exterior, să aibă un alt fel de aspect. Adică vă puteți juca cam în toate direcțiile. Voilà! Vă mulțumesc mult și vă invit la degustat și nu uitați să cumpărați această carne fantastică de la Selgros.